Statutul de favorită de care se bucură cei de la Sepsi este doar la nivelul calculelor, spune Andrei Prepeliță. Antrenorul echipei buzoiene oferă exemplul celor de la Unirea Slobozia, o trupă care a infirmat în primele două etape calculele hârtiei. În ziua de astăzi nu cred că mai sunt echipe mici și dacă nu ești atent, nu ești pregătit, nu ești concentrat 100%, se pot fi surprize. Noi suntem concentrați, așteptăm meciul ăsta de mult timp și sperăm să fie un meci bun. Meciul dintre Gloria și Sepsi reprezintă debutul celor de la Buzău pe teren propriu după mulți ani în care echipa din Crâng a evoluat în ligile inferioare. Din acest motiv, Andrei Prepeliță speră să-i facă pe microbiștii buzoieni fericiți cu un rezultat bun. Da, într-adevăr, după o pauză lungă, revenim pe propriul teren. Liga 1, sperăm să avem parte de un meci bun, să facem o bucurie suporterilor și să ne bucurăm împreună la final. Tehnicianul nu a uitat să sublinieze că și-ar mai dori cel puțin doi jucători. Cu mulți dintre fotbaliștii care au rămas în vară liberi de contract nu și-au găsit încă echipă, este posibil ca negocierile cu cei vizați să se deruleze mai ușor. Acum, după ce campionatele încep, mai rămân jucătorii, să spun așa, care au tras de timp. Sperăm să luăm decizia bună și să aducem jucători cu valoare. Bănuiesc că ei, neavând acum echipă, e mai ușor de negociat un pic. Nu știu, până acum nu ne-a fost ușor, chiar foarte greu, dar clubul a făcut eforturi și să se ridice la pretențiile lor. Unii au acceptat, unii nu au acceptat. Până la urmă, ei decid, jucătorul. Și sperăm, ți-am zis, ca ultimile două achiziții, așa să spun, să fie jucători care să facă diferență.